Salut, cum te numești, la ce echipă ești? Salut, Ionuț de la BK Otim. Ce ne spui de meciul din seara asta? Ce să zic de meciul din seara asta? A fost un meci frumos, spectaculos, cu multe goluri, mai mult de distracție. Prima repriză cum a decurs? Cum se decurgă? Frumos, spectacol, nu s-a certat nimeni. A fost oarecum un meci de antrenament pentru meciul de mâine cu Hooligans. Sperăm că facem un meci mâine bun și ce să zic, îi felicit pe băieții de la echipa adversă care s-au străduit să joace până la sfârșit. Îi felicit pe băieții mei, în primul rând, pe Dincă Sorin, care sper să iasă golghetul ligii etapa asta și ce să zic. Ce obiectiv aveți pentru sezonul ăsta? Obiectiv, din păcate, nu mai avem niciun obiectiv. Am luat bătaie de la pădurarii și mi s-au cam dus șansele de locul 3-2. Asta e, mergem mai departe, spectacol. Pentru campionatul următor, ceva persoane noi la echipă? Nu avem niciun fel de persoane noi. Noi suntem aceiași băieți de foarte mult timp, nu facem nicio schimbare, nimic. Mult succes pe viitor, mersi frumos. Mult succes și vreau să-i mulțumesc sponsorului nostru, Leonardo Dobe și Club Tagui Yard, pentru încrederea și sprijinul care ne-l acordă. Și dedicăm victoria asta cu multe goluri, așa cum îmi place lui, din suflet. Mersi, o seară frumoasă.